Scandalul de la liceul Henri Coandă ia amploare. Ieri directorul Mihai Dragu a fost demis după ce a declarat că va introduce ore opționale de educație sexuală la clasa a 6-a în urma scandalului sexual de săptămâna trecută. Astăzi, elevii de la Henri Coandă au întrerupt cursurile și au protestat în curtea școlii față de această decizie. Inspectoratul școlar a refuzat să facă orice comentariu. Conform unui comunicat de presă, Inspectoratul Școlar Județean Dolj a decis încetarea detașării în interesul învățământului în funcțiile de conducere a domnului director Mihai Dragu și a domnului director adjunct Marius Tița. Hotărârea a fost luată miercuri 27 martie în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, ca urmare a ultimelor evenimente petrecute la Liceul Teoretic Henri Coandă din Craiova. Menționăm că această decizie a fost luată pentru restabilirea climatului de liniște, propice derulării în bune condiții a procesului instructiv educativ și pentru refacerea imaginii școlii la nivelul întregii comunități. În această dimineață, 10 de elevi de la liceul Henri Coandă au refuzat să intre la ore și au ieșit în curtea școlii protestând față de demiterea directorului Mihai Dragu. Anunțată că a fost demis directorul. Prin alți colegi. V-ați dat SMS-ul? Nu, eu am fost azi dimineață când am ajuns în școală. Pe mine m-au anunțat colegii din dimineața aceasta. Și te-ai hotărât să protestezi? Nu, am ieșit de bunăvoie. Dar profesorii vă cheamă la ore? Da, profesorii ne-au chemat la ore. Și de ce nu mergeți? Păi vreau să se întoarcă directorul înapoi. Vreți să se întoarcă directorul sau nu vreți să faceți voi ore? Vreau să întoarcă directorul înapoi. Cât despre scandalul sexual care a declanșat întregul tămbălău de la liceul Henri Coandă, elevii spun că vina le aparține celor implicați în evenimente și părinților acestora. Asta e o greșeală care poate să facă orice copil la vârsta aceea, pentru că mai ales că n-au, poate acasă n-au îndrumare bună, mi se pare și corect să ajungă la așa ceva. Acum, nu cred că este vina profesorilor sau a cuiva din școală pentru ceea ce s-a întâmplat, ci ori de acasă, ori pur și simplu curiozitate, pentru că sunt copii. În multe clase, profesorii nu au venit la ore înleznind astfel participarea copiilor la protest. Unele clase au fost chiar încuiate. Încă o clasă. Și profesorii unde sunt? În Consiliu. Profesorii și-au făcut întotdeauna datoria față de noi. Da, aveți? Toată lumea este jos. Și profesorii voștri? Inclusiv profesorii noștri. De ce sunt clasele închise? Pentru că, nu știu, sunt plecați sau închis clasele ca să plece la... jos la protest. Vei merge și tu jos? Am fost, dar am înghețat și am zis să mai stau puțin să mă încălzesc. Profesorii sunt și ei tot jos? Nu știu. Cred că majoritatea sunt. Am văzut câțiva, dar nu știu. Nu v-au chemat la ore? Ba da, unii dintre ei da, dar unii nu știu. În cazul tău? Nu. Cu cine aveai ora? Aveam ora de informatică. Inspectoratul școlar județean a refuzat să comenteze scandalul de la liceul Henri Coandă, astfel încât nu se știe dacă elevii care au participat la protest vor primi absențe și nici dacă protestul va continua și mâine.